acizi omega 3. Acizi omega 3 îi poți consuma din grăsimile din plante. Aici vorbim de grăsimi provenite din alune, de exemplu, sau grăsimi de tip omega 3 provenite din pește. Ton sau alte grăsimi din pește. Acest consum de suplimente de acizi omega 3 ar duce, conform acestor concepții, la un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, la un control mai bun al tensiunii arteriale, la reducerea grăsimilor din sânge. Această ipoteză a fost testată de rețeaua Cochrane, care evaluează intervențiile în medicină, intervențiile și efectul terapeutic al intervențiilor în medicină, printr-un systematic review. Există un studiu publicat recent, este publicat pe 27 iulie 2018, este cel mai complet studiu legat de acizi omega-3 și suplimentele de acizi omega-3 făcut până în prezent, realizat de un grup de cercetători de la Universitate din Marea Britanie, care au analizat absolut toate trialurile randomizate, studiile randomizate, disponibile până în prezent, indiferent de țara în care au fost publicate. În urma analizelor acestui studiu, vorbim de peste 100.000 de pacienți incluși, aproape 70 de studii incluse. Aceste studii au analizat un regim bogat în omega-3 în comparație cu un regim normal de consum de omega-3, fie că aceste suplimente au fost luate prin medicamente, prin suplimente nutritive sau au fost obținute prin consum de alimente bogate în acizi omega-3. În urma analizei acestor studii, practic aș putea spune că se revoluționează conceptele noastre din medicină.